Vicepremierul Viorel Ștefan a anunțat proiectele strategice de infrastructură pe care guvernul le va demara în sistem de parteneriat public-privat, printre acestea regăsindu-se trei autostrăzi: Ploiești-Brașov, autostrada Sudului și Târgu Neamț, Iași-Ungheni, care va include și un pod peste Prut. Vicepremierul Viorel Ștefan a afirmat că guvernul își propune să susțină investițiile prin angrenarea de resurse și stimularea mediului de afaceri, fără a pune presiune asupra bugetului de stat. Așa cum am anunțat în ianuarie 2018, în acest an accentul major al guvernării va fi pe domeniul investițiilor. Venim cu un model nou de dezvoltare economică adaptat contextului economic. Ne propunem să susținem investițiile prin angrenarea de resurse și stimularea mediului de afaceri fără a pune presiune asupra bugetului de stat. De aceea am adoptat recent ordonanța de urgență a Guvernului, care modifică legea parteneriatului public-privat și iată că astăzi suntem în măsură să anunțăm prima listă proiectele strategice care vor fi demarate în scurt timp pe noua legislație a parteneriatului public-privat. Guvernul are această ambiție de a recupera întârzierile de decenii privind investițiile în infrastructură și a pregătit un plan operativ care să comprime toate termenele de execuție. Luptăm nu numai cu birocrația și cu legislația stufoasă, dar și cu timpul. Este esențial pentru întreaga economie și pentru întreaga societate ca lucrările să înceapă imediat, iar prin imediat înțelegem un interval de timp, dacă s-ar putea, de 10 ori mai scurt decât s-a întâmplat până acum. Vorbim despre realizarea unor lucrări de infrastructură la standarde europene și asigurarea unor servicii publice la standarde moderne, realizate cu investiții private, cu investitori privați. Aceste proiecte vor avea un impact extrem de important social, dar mai ales economic, atât prin atragerea de noi investiții și dezvoltarea celor existente, cât și prin efectul de angrenare și de multiplicare a activităților economice pe orizontală. Unul dintre proiectele de autostrăzi vizează autostrada Târgu Neamț-Iași-Ungheni în lungime de 100 de kilometri și va include și un pod peste Prut, astfel încât autostrada să se descarce în rețeaua rutieră a Republicii Moldova. Despre Moldova, atât de neglijată de infrastructura rutieră în deceniile trecute, am ajuns la concluzia că trebuie reintrodusă în circuitul de investiții. Practic, acest proiect va lega Moldova la rețeaua de transport a Europei, iar acest lucru va reprezenta un argument foarte important pentru atragerea investițiilor private în această zonă a țării. Implicit, această autostradă va contribui la reducerea decalajelor de dezvoltare care există, mai ales în partea de nord a Moldovei, față de restul țării. Un alt segment îl reprezintă autostrada Ploiești-Brașov. Această autostradă va fi poate cel mai râvnit proiect care va fi lansat în parteneriat public-privat. Nu avem nicio îndoială că potențialii parteneri privați vor fi foarte interesați să investească alături de stat în această autostradă, care va fi probabil una dintre cele mai circulate din România, având în vedere potențialul turistic al zonei pe care o străbate și proximitatea față de capitală. De asemenea, va lega trei mari centre economice, respectiv București, Ploiești și Brașov, ceea ce va reprezenta și un interes deosebit pentru transportul de mărfuri. Este, în mod cert, o investiție sigură, cu un termen foarte rezonabil de recuperare a banilor investiți, iar din aceste motive suntem convinși că va fi un interes ridicat pentru potențiali parteneri privați. Cel de-al treilea proiect de autostradă, denumit Autostrada Sudului, în lungime de 550 de kilometri, are de asemenea un potențial economic uriaș, a precizat vicepremierul Viorel Ștefan. Este un proiect important pentru foarte mulți investitori care deja au investiții mari în zonă și mă refer în primul rând la Craiova, dar și celelalte zone limitrofe. Să nu uităm că această autostradă va contribui la creșterea potențialului turistic în defileul Dunării. Pe de o parte, pe de altă parte, va pune în valoare, va asigura accesul facil în stațiunile balneare din sud-vestul țării. În plus, va asigura legătura cu Serbia, Bulgaria, dar și cu coridorul 4 pan-european la Lugoj. Este, deci, din nou, un proiect major
care va fi de mare interes pentru potențiali investitori privați. Vicepremierul Viorel Ștefan a prezentat alte două proiecte, operarea rețelei de spitale CFR în parteneriat public-privat și eficientizarea managementului a 15 spitale din rețeaua gestionată de Ministerul Transporturilor. Proiectul pe care l-am denumit operarea rețelei de spitale CFR în parteneriat public-privat. Deci sunt 15 spitale în rețeaua gestionată de Ministerul Transporturilor, care astăzi nu arată în cea mai bună stare și a căror potențial poate fi valorificat prin această metodă. Elementul de noutate de aici constă în abordarea parteneriatului public-privat din noua legislație, care tocmai a fost adoptată, în sensul că legea prevede că parteneriatul public-privat nu se aplică doar în domeniul investiții în construcții și infrastructură, ci și în domeniul operării serviciilor publice. Este ceva asemănător cu încredințarea managementului unor unități de stat, dar e mai mult decât atât, pentru că partenerul privat, în afară de asigurarea managementului a operării serviciului public, va participa cu fonduri proprii pentru dezvoltarea, modernizarea sau eficientizarea unităților pe care le va administra. Primul proiect de acest gen este operarea acestei rețele de spitale. Un avantaj important pe care îl aduce parteneriatul public-privat în acest caz este că vom eficientiza managementul acestor unități medicale. Nu vom mai vorbi de 15 manageri cu abordări diferite, de 15 contabili cu evidențe contabile diferite sau de 15 modele de management. Va fi un singur centru decizional. Un alt proiect se referă la construcția complexului medical Carol Davila, fiind vorba în principal de Spitalul Republican. Este vorba în principal de Spitalul Republican, care a fost prezentat și asumat în campania electorală, dar e mult mai mult decât atât. Va fi locat pe o suprafață de 300 de hectare, în incinta căreia se va afla spitalul propriu-zis, cu o capacitate de 3.000 de paturi, 37 săli de operație. Se vor mai construi o facultate de medicină și căminile studențești aferente, locuințe și spații rezidențiale sau comerciale pentru personalul medical, parcări, hotel pentru însoțitorii pacienților și multe alte construcții adiacente bunei funcționări a unui astfel de campus universitar medical. Este o lucrare de mare ambiție, o investiție care va ridica standardele medicale la nivel european și care va integra activitatea medicală cu cea universitară și socială. Vicepremierul a menționat că toate proiectele vor putea începe anul viitor, iar finalizarea va fi de 5 ani la autostrăzi, 3 ani la Spitalul Republican și 7 ani cel mult până la finalizarea integrală a complexului medical.